Super, nu? E mai mișto decât exercițiile plictisitoare. Gabi, ce faci? Dă-mi aia! E doar o carte? Nu, nu înțeleg. Ok, dar să fii atentă. Mai pun câteva zibilduri și caietul meu e gata. Nu poți avea niciodată destul unicorn. Wow, arată magic! Trebuie să mă duc la oră. Nu vreau să întârzi. Abia aștept să mă laud cu noul caiet. Toată lumea o să fie tare invidioasă. O să-mi pun caietul aici. Ce? Care-i faza? Mi-ai copiat caietul! Despre ce vorbești? Stai puțin! Am șters-o de aici! A plecat? Cât de jenant! Nu pot să cred că avem același stil! Stai puțin! Cred că pot rezolva problema. Am nevoie de carioca asta. Mai întâi desenez o inimioară pe bilețelul ăsta. Apoi o pot colora. Roșul ăsta e perfect! O să-i fac niște umbre ca să iasă în evidență. Apoi o să decupez. Acum o să o lipesc pe niște hârtie de copt și o acopăr cu scoci. O netezesc. Nu vreau să aibă cute. Acum pot să o decupez. Vreau ca decupajul să fie puțin mai mare decât inima. Am mai făcut și alte desene. Acum pot să-mi redecorez caietul. Încep cu această căpșună. O să dezlipesc hârtia de copt și o lipesc pe caietul meu. E mult mai drăguț așa. Îl ador! Arată mai bine ca unicornii. Bună, Naomi! Ce mai faci? Bine! Wow! Ador abzibildurile astea! Nu-i așa că sunt geniale? Eu le-am făcut! Uite, Lexi are aceleași abzibilduri! Ce dubios! Totul se termină acum! Poate să existe un singur caiet cu abzibilduri! Naomi va decide! Poftim? Nici gând! Te-am păcălit! Da, a fost amuzant! Hai să mergem la oră! Deci, e o linie șerpuită? Cred că am înțeles. Oh, mi s-a rupt creionul! E ok, am o ascuțitoare aici. Sau cel puțin cred că am. Ce faci? Am lăsat un dulăpiorul meu. Of, știu că e pe aici pe undeva. Am găsit-o. Ups. Oh, serios? Nene. E atât de frustrant. Oh. Bună, Gabi! Poți să-ți împrumut ascuțitoarea? Te rog! Pe asta? Ok! Mersi! A sunat clopoțelul? Da, s-a terminat ora! Abia aștept să ajung acasă! E ceva nou! Ne vedem mâine! Pa! Pa! Nu! Pe curând, fraieră! Stai puțin! Inelul meu mi-a dat o idee! Cred că s-ar putea să meargă. Scoate piatra de pe un inel. Apoi aplică niște lipici pe inel. Lipește o ascuțitoare acolo. Acum așteaptă să se întărească lipiciul. Nu o să mai rămâi niciodată fără ascuțitoare. E practică și arată grozav. Și e mereu aici când am nevoie de ea. Acum trebuie doar să țin minte să-mi iau inelul. Trebuia să mă fi gândit la asta mai demult. Merge perfect. Bravo! Uf, ora asta e așa plictisitoare. Avea mai puține ochi deschiși. Cum de poate Tina să doarmă așa? Lexi? Ce e? Cred că ar trebui să ne distrăm. Cu Tina? Oare ne gândim la același lucru? Dacă da, mă bag. Să o facem. Șt, n-o trezi. Chiar acolo, ăla e locul. Ok, sunt gata. Putem să-l folosim pe ăsta? Pare ok. Pune sucul pe caiet. Ai banderola? Ok, e perfect! O să fie grozav! Te aștept! Imediat! Gata! ce s-a întâmplat? Sunt udă în New York! Vai, cât de amuzant! Voi ați fost de vină? Ok, elevi, asta-ți teza! Mult noroc! Poftim, Mindy! Mă rog! Chiar pare ceva dificil. Ar fi trebuit să învăț. Cred că e A. Sper! Nu, nu pare ok. Poate ar trebui să ghicesc. Poate am noroc. Ce scrie Gabi? Nu văd. Nu o să iau notă de trecere. Ce mă fac? E inutil!
cred că știu. O să șterg asta. Ce s-a întâmplat cu guma mea de șters? E atât de simplu. Gabi nu are o gumă de șters. Hei, nu copia! Ora de desene distractivă! Măcar nu o să iau eu cea mai proastă notă. E distractiv, ce frumos iese! Stai puțin! Trebuie să împrumut chestia asta. E timpul pentru o mică modificare. Nu ai gumă de șters? Nicio problemă. Aplică niște lipici în jurul creionului. Dacă răsucești creionul, o să fie și mai ușor. Continuă să pui lipiciul pe tot capătul creionului. Aplică mai multe straturi ca să arate ca o bilă mare de lipici. Dă-i o formă conică la capăt. Apoi dă-i niște strălucire. Presară niște sclipici înainte să se întărească lipiciul. Arată ca o înghețată. Și acum să ștergem răspunsurile greșite. Merge! Mă bucur că m-am gândit la asta. Și acum răspunsurile corecte de la Gabi. Mersi! Profa, am terminat. Cred că o să fiți impresionată. O să decid eu asta. Interesant. Bravo, 10 cu felicitări. Azi o să dăm un test de matematică. Și o să fie greu, foarte greu. Am învățat din greu, o să mă descurc. Urăsc școala. Aș prefera să mă dau cu skateboardul în parc. Ce faci, Tocilaro? Minunat! Baftă la test! O să ai nevoie! Și testul începe acum! Ah, da! Wow, e dificil! De ce te stresezi? E doar un test! E simplu! Trebuie doar să fii pregătită! Am răspunsurile la îndemână! De ce să pierzi vremea învățând când poți copia? N-aveam de unde să știu așa ceva! Se pare că o să iau notă de trecere la test! Ok, să începem! Toată lumea ar trebui să copieze la examene! Oh, nu! Nu mai vine nimic în minte! Lexi? Hei! Nu ai voie să faci asta! Vorbește mai încet! Concentrează-te pe răspunsurile tale! Dar nu e corect! Știu! Ups, mi-a căzut pixul! Mi-ai aruncat stiloul de pe birou? A fost un accident! Vezi să nu se mai repete! Nu am timp de așa ceva! Trebuie să fiu rapidă! O să se învețe minte! Ești atât de imatură! Hei! De ce ai face așa ceva? Trișorii nu vin niciodată! Da! Îți iau ochelarii! Nu! Am nevoie de ei ca să văd! Totul e în ceață! Noroc că mai am alții! Nu mai fi rea! Normal că ai! Ce mă fac? Nu văd răspunsurile! Stai! Nu, sunt inutili! Sau poate că nu! Știu cum să rezolv problema! O să colorez lentilele cu markerul ăsta! Ar trebui să meargă! Ok, hai să încercăm! O să-i țin deasupra copiuței și o să apară răspunsurile! Zici că e magie! Și arată ca niște ochelari de soare! Trebuie să termin testul! A? Ce-a fost asta? Hei, Lexi, e pentru tine! Pentru mine? Serios? Oare ce-o fi? Abia aștept să aflu! Oh, Miles! Ce curtezan ești! Dar nu pot să neg, sunt grozavă! Ar trebui să ne vedem mai târziu! Rezolvarea acestei ecuații e simplă! Trebuie să dorm! E atât de plictisitor! O să-mi odihnesc ochii! Trebuie să mă distrez, nițel! Știu exact ce să fac! Hei, Mindy! Ce e? Ia uite! O să desenez o față pe degetul meu! Apoi o să lipesc un balon! Bună, Mindy! De ce ai făcut asta? Arăți ridicol! Nu mai râdeți de mine! Dar n-am terminat! O să desenez o altă față pe degetul ăsta! Ăștia sunt ochii! O să desenez o mână pe ăsta! O să arate grozav! Trebuie să desenez o mască pe asta. Tipul ăsta pare înfricoșător! Să nu uităm ochii! Nu te apropia de mine, polițistule! Salvează-mă! Ecuații, poftim! Unde mă aflu? Oare cum o să se termine asta? Ce se întâmplă? Am înțeles! Ajutor! Nu vă mai prostiți la ore! Aiurelile astea nu sunt permise la ora mea! Ok, calmează-te! Wow, ce nervos era! Haide, nu mai am răbdare! Ești ok? Nu! Trebuie să iau notă de trecere!
Mamă, tată, uitați! Am luat 10 cu felicitări! Știam că vei reuși, campionule! Suntem atât de mândri de tine! Tu ești istețul familiei! Aș fi un erou! Acum e acum! V-am adus rezultatele! Sper să fie o notă bună! Cred că o să vomit! Sunt impresionat, trebuie să recunosc! Poftim, Lexi! Și asta e nota ta, Liam! Nu mă pot uita, dar vreau să știu! Tu prima, Lexi! Ok, e doar o notă! Wow, am luat 10 cu felicitări! Nu vine să cred! Brusc mi-am pierdut încrederea. O să trag ochiul. Cât de rău poate să fie? Glumești? Am învățat intens pentru testul ăsta și îmi dai un 4? E un dezastru! Mama și tata o să fie extrem de dezamăgiți. Nota 4? În casa asta? Nu mai am niciun fiu! Dispari! Pleacă de aici! Nu vreau să-mi ratați sub acoperișul meu! Pare cam dramatică treaba. Nu vreau să fiu un vagabond. Ce mă fac? Ce e aia? E o gumă veche. Ce scârboasă e! Ziua asta devine și mai nasoală. Stai puțin, cred că știu cum să iau o notă mai bună. Merită să încerc, dar am nevoie de markerul ăsta și de un pistol cu lipici fierbinte. O să aplic lipici în capătul markerului. Vreau să acopăr așa capacul. Trebuie să fie un strat gros. Cred că ajunge! O să-l pun pe notă, apoi apăs cu putere. Stai! Nu se uită nimeni, nu? Acum o să ridic ușor markerul. Și nota 4 a dispărut! Wow, ce simplu a fost! O să iau un pix roșu. Un 10 cu felicitări pare credibil. O să adaug un cerc și o să acopăr urma lipiciului. Nimeni nu va ști. Sunt un geniu! De ce să mai înveți? Guma aia pare să mai aibă un pic de aromă. E mentolată! Mă duc să le arăt părinților mei. Ce somn bun! Aproape că uitasem! Trebuie să scriu un bilețel. Să nu uit de testul de mate. O să-mi pun asta în dulăpiorul meu. Așa o să o văd mereu. Trebuie să-mi fac tema. Ok, ce utilă e. Și ea purta aceeași roche ca mine. Nu se poate. A fost atât de jenant. Evident că eu arătam mai bine, dar totuși. O clipă, trebuie să notez ceva. Altfel o să uit. Am atâtea chestii pe cap. Ce faci? Wow, ce de bilețele! Tocmai mi-am amintit! Trebuie să cumpăr pixuri. Ador să ne petrecem timpul împreună, Mindy. Mi-am adus aminte, trebuie să o sun pe mama. Cred că astea sunt toate. Serios? Nu sunt un panou de bilețele? Deși rama aia de fotografii mi-a dat o idee. Revin imediat. Organizează-ți nițel viața folosind pontul ăsta. Întoarce invers o ramă de poze și scoate spatele și fotografia. Pune un calendar în ramă. Întoarce rama la loc și poți să-ți vezi sarcinile pentru următoarea lună. Hei, Mindy! Ia uite ce-am eu! Oh, ce-i chestia aia? Poți să scrii tot ce ai nevoie pe sticlă. Vezi? Ai un test de mate în ziua asta. Wow, e grozav! Mersi, Gabi! Stai! Mult mai bine! Faci mișto de mine? Mă dau bătută! Îngrozitor! Cel mai slab test pe care l-am văzut! Adică și-a scris și numele greșit! Nota 4! Cum se greșește atât de mult? Ce urmează? Glumiți? Stai! Asta e ok! Mă mir! 10! Wow! Durează o veșnicie! Și mai sunt destule! Am nevoie de o pauză! Trebuie să fie o cale mai ușoară! Stai puțin, cred că știu ce să fac! Îmi trebuie un inel plat, ca ăsta! O să aplic lipici pe el! Apoi o să lipesc o bucățică de burete! Acum o să desenez un 4 cu pistolul de lipici fierbinte! Nu mă grăbesc, ca să nu-mi pună nimeni la îndoială talentul artistic! Arată bine! O să fac un alt inel! De data asta cu un 10 pe el, ar trebui să meargă totul mai repede! O să-mi pun inelele! Să înceapă notarea! O să apăs inelul pe foaia de test! Ia uite! Am mers! Da! E mult mai simplu! E o metodă bună de a scăpa și de stres! Trec la următorul test! Stai! S-au terminat! Astea sunt bijuteriile mele preferate! Acum mă pot relaxa! În sfârșit a plecat! Haide, rapid! Ce e ăla? Ce inel ciudat! Liam, ia uite! Ce e? Am găsit un inel!
tare! Uite încă unul! Are dimensiunea potrivită! David, ia uite! Wow, ce șmecher! Stai, vreau să încerc ceva! Nu te mișca! De ce ai făcut asta? Haide, frate, nu-i corect! Ai încurcat-o acum! Arată-mi ce poți! Ce? Băieți, încetați! Doar atât poți? Despărțiți-vă! Ce e în mintea voastră? El a început! Ce caragios arăți! Și tu la fel! Nu e de râs! Dați-mi inelele! Haideți, dați-mi-le! Acum plecați de aici! Chiar arătau haios! Să-i spun lui Jake ce simt? O să fac! Sper să-i placă! Am emoții! O să sigilez plicul! Ha? Nu se lipește! Nu contează! Ce întrebare interesantă! Jake? O să iau eu chestia asta! Nu! Nu e pentru tine! Dă-mi-l înapoi! Ce avem noi aici? Nu se poate! Te rog, nu spune nimic! Voi doi, tocilarilor, cât de amuzant! De ce faci asta? Ce mă fac? Nu știu ce să zic. Dacă X e 4, atunci... Aha, știu! Mi-a venit o idee! Am nevoie de ceva din ghiozdanul meu. Nu, nu e asta. Pistolul meu de lipit. E perfect! Acum pot să sigilez plicul. Păstrează-ți scrisoarea de dragoste secretă prin acești pași simpli. Aplică lipici roșu în centrul clapetei plicului. Pune destul lipici ca să formezi un cerc. Apoi presează o monedă în lipici ca să creezi un sigiliu. Așteaptă să se întărească lipiciul și apoi scoate moneda. Secretele tale cele mai ascunse sunt în siguranță. Plicul e sigilat. Acum pot să-l dau lui Jake. Ce vrei? Dă-i lui Jake. Ok, oare ce-o fi înăuntru? Psst, Jake? Ce-i asta? E de la Mindy. Sper să-ți placă. O să-mi placă la nebunie. Ce zi! În sfârșit mă pot relaxa. Stai, o listă cu treburi de făcut? Serios? Numărul 1, fă curat în camera ta. Să-mi fac tema? Nu e corect. Hai să terminăm mai repede. Cred că o să dureze ceva. Mai bine sar la numărul 2. Temele sunt mereu nasoale. Ce altceva mai trebuie să fac? Budincă! Salut, băiete! Mai bine rămânem la școală. Bună, mamă! Aici era băiețelul meu special. O să ai nevoie de asta. Super, mersi! Și nu uita de listă! Vorbesc serios! Nu o să uit, din păcate. Voiam doar să mă joc niște jocuri video. Nu am niciodată timp pentru mine. Poate fac un joc rapid. Am voie să mă distrez puțin. Liam, cum merge cu lista? Oh, Liam! Uite-te la mizeria aia! Nu strâng așa ceva! S-a zis cu lista! Era atât de simplă! Oare? Ia să văd popitul ăla! Cred că știu cum să fac lista asta de sarcini mai interesantă! Revin imediat! Mai întâi trebuie să tai o bucată din popit! Partea asta de aici! Acum am nevoie de listă și am nevoie de un marker! O să apăs alte două markere pe vârful lui! Markerele o să se combine! Și când o să scriu, o să se creeze un efect colorat! Uite așa! Cred că-i gata! E timpul să-i arăt asta lui Liam! Încă doarme! O să lipesc chestia asta pe ușă! Nu trebuie să fac gălăgie! Doarme ca un bebeluș! Dar nu pentru multă vreme! Ce-a fost aia? Stai! E diferită? Ia să o văd! Pare o chestie distractivă! Stai așa! Trebuie să fac ordine în cameră mai întâi! Chiar trebuie să fac mai des curățenie! Nu știam asta! Budincă, ce scârbos! A fost o plimbare plăcută! Și acum pot să apăs popitul! Am terminat tot! Mamă! Da, scumpule? Wow, e curat aici! Chiar se vede covorul! Ce băiat cu minte am! E distractiv! Culorile sunt atât de frumoase! Ador să pictez! E nevoie de un pic de albastru! Am terminat! O să pun lângă celelalte! O să-i le arăt mamei! Mami, mami, ia uite!
făcut o pictură! E minunată! S-au lipit paginile între ele! Picturile mele sunt distruse! Nu pot să separ paginile! Dar m-am chinuit atât de mult să fac picturile astea! Stai liniștită, scumpo! Uite, pot să mănânc acadeaua asta! Oh, delicioasă! Ce fetiță cu minte! Nu aveai de ce să te necăjești! Ar trebui să termin de întins rufele! Stai! Cred că știu cum să rezolv problema asta! Sigur o să meargă? Am nevoie de uscătorul ăsta de rufe! Gata! Cred că arată bine! O agățăm? Așteptăm să se usuce vopseaua! Ești atât de talentată, scumpo! Abia aștept să le înrămez! Wow! Ce mult vorbește tipul ăsta! Și n-are niciun sens ce zice! E vital să învățați asta! O să fie și la test! Eu aud doar bla bla bla! Știu ce face ora asta mai plăcută! Niște gustări! Mi s-a făcut foame de la atât ascultat! Oh, caramea dulce! Stați! Am auzit foșnetul unui ambalaj de caramea? O să savurez! Ce crezi că faci? Nu-i frumos, frate! Știi regulile? Fără gustări la ore? O iau eu pe asta! Și pe restul? Ce poți face? O să verific dacă e o caramea adevărată! Oh, da! 100% zahăr! Unde rămăsesem? Ah, gustările nu sunt permise, dar n-a zis nimic de suc! Ăsta e perfect! Dar o să am mai multă grijă acum! Îl țin ascuns! Habar n-are! Stai! Unde a dispărut? Adică, ce faceți? Cred că sucul îmi aparține! Ah, cum o fi ajuns acolo? E ultimul tău avertisment, Alex! S-a întors cu spatele! Trebuie să fiu rapid! Nu prea cred! Poftim! Recunoaște, sunt prea priceput! O să scap de asta! Mai aveam puțin! Aproape că-i simțeam gustul! Sunt cu ochii pe tine! Frate, ce tip dur! Bine, mă opresc acum! Stai, batonul meu de lipici! Mi-a venit o idee! Cred că pot să-l folosesc! Mai întâi trebuie să scot lipiciul, apoi curăț interiorul tubului. Acum am nevoie de caramelele mele preferate. Apoi le presez pe toate. Vreau să formez o minge din caramele. Împing tubul în ea. Așa, tai o bucată din minge. Acum pot să îndepărtez cantitatea în exces. O păstrez pentru mai târziu. Am o caramea baton acum. Când răsucesc tubul, iese carameaua. Merge exact cum am plănuit. Cea mai tare parte e că nimeni nu bănuiește nimic. Un deliciu! Stai puțin! Ce e cu mirosul ăla încântător? Nu, iar! Simt miros de caramele? Poftim? Nu, nici nu visez la așa ceva! Totuși nu te cred! Trebuie să mă uit mai atent! Vă rog, nu e nimic aici! Doar îmi foloseam banalul baton de lipici! Așa să fie? Adică spune adevărul! Nu văd nicio caramea! Ok, cred că m-am înșelat! Așa se pare... Mă scuzați, am ceva de lipit. Un deliciu! Poate că totuși ora asta nu e atât de rea. Bună! Pare atât de suculentă și portocalie. Ești a mea! O să te savurez. Ha? Nu mă așteptam la asta. Sunt foarte nedumerit acum. S-a întâmplat ceva? Nu mă poți mânca. Nu se termină aici, portocalo. Mereu am un plan de rezervă. Nu renunț atât de ușor. Fructul ăla dulce o să fie al meu. În orice clipă. Știi ceva? Încep să cred că nu merge. Să revenim la trucurile de bază. De ce e atât de greu? Hai să facem lucrurile mai interesante. Poftim! M-a atacat portocala aia? Câtă răutate! Te urăsc! Am prins-o! Ce s-a întâmplat, scumpo? Oh, nu plânge! Stai liniștită! Rezolv eu problema! O să pun portocala pe un tocător, apoi o tai pe jumătate. Urmează partea interesantă. Trebuie să prăsez marginea cojii. Așa o să se desprindă pulpa portocalei. Fac asta de jur împrejur și împing coaja în timpul ăsta. Acum pulpa o să iasă în afară. Ce miros proaspăt! Poftim, Jasmine! Wow! Ce fel de vrăjitorie e asta? E delicioasă! A meritat așteptarea! Mersi, mami! Mai ai și alte bucăți?
Wow, ești cea mai tare, mamă! Ce drăguț, dar cred că sunt. Te iubesc, scumpo! O clipă! Oh, am găsit un sâmbure! Stai! Probabil că ți se pare amuzant, nu? Oh, da! Nene! Am văzut-o! Nu, ce mai e la TV? Emisiunea asta pare bună! Mamă, mamă, hei! Fii atentă la mine! Ah, arăți bine, scumpo! Acum las-o pe mami să-și vadă emisiunile! Bonjour, pofticioși mici! Am ceva special pentru voi! E un preparat delicios care să vă încânte papilele gustative! E gustarea preferată a tuturor! Ciocolata! Uitați-vă la ea! Există ceva mai bun de atât? Se magnific! Bucătarul ăla îmi pare cunoscut! Mama nu face nimic distractiv! M-a plictisit! Oh, ăla e un ruj! Brusc lucrurile au devenit mult mai interesante! Probabil că n-ar trebui, dar... ce se poate întâmpla? O să fiu atât de frumușică! O să fiu un model! Jasmine, ar trebui să vezi emisiunea asta! Jasmine? Arată bine și e gustos! Mai vreau! Nu! Ce se întâmplă? Nu! Nu-l mânca! E ceva nou... O clipă, trebuie să-mi aranjez mustața celebră. O să vă fac o creație specială cu mânuțele mele talentate. O să rup ciocolata în bucățele, apoi o să le pun într-o lingură. Țin lingura deasupra unei lumânări. O încălzesc până se topește ciocolata. Nu durează mult. Gata, nu mai am nevoie de lumânare. Acum pot să o torn într-un tub de ruj. Mă asigur că a fost curățat. Îl umplu până sus. Nu vreau să se verse nimic. După aceea aștept să se întărească. Cred că e gata! Acum avem un ruj comestibil! Am dat iar lovitura! E cadoul meu pentru tine! Știu că o să-l adori! Prinde-l! Wow! A fost grozav! Wow! Bucătarul ăla e super creativ! Poți să-l văd? Stai puțin! Wow! Arată ca un ruj! Nu mă pot abține! Wow. Hei! Dă-mi-l, mamă! Ah, da! Sigur! Wow! E genul meu de ruj! Sper că gustul e la fel de reușit ca aspectul! Să vedem! E delicios! Aș putea să mănânc zilnic așa ceva! Aproape că uitasem! Ești superbă, scumpo! Credeam că trebuia să aibă un final fericit! Ce? Mamă! Nu așa trebuia să se termine povestea! E timpul să te culci, scumpo! Vreau să știu ce urmează! Scuze, Jasmine, putem să terminăm mâine! Poftim? Trebuie să te culci! Ia uite cine-i la mine! Nu-mi convine situația asta! Există o singură soluție! E timpul să fac crize! Au, urechile mele! Vreau să termin povestea! Ce? Ce-am făcut? Ursulică! Îmi pare rău! S-a terminat? Ursulică! E rănit! E ok, scumpo. O să încerc să-l repar. Cred că e mai greu decât mă așteptam. Nu, e cam înspăimântător. O să fie ok? Lucrez la asta. Să încercăm iar. Stai! Știu! Ursulețul o să aibă parte de o transformare! O să-i scot mâinile și picioarele! Nu mai am nevoie de corpul lui! Dar trebuie să pun ceva aici! Trebuie să găsesc o soluție! Știu! Am nevoie de perna asta! O foloseam! Ia ursulețule acum! Ai încredere în mine! Știu ce fac! Am nevoie de un pistol de lipit! Aplic lipici în centrul pernei! Cred că ajunge! Acum îmi trebuie capul ursulețului! Îl lipesc pe pernă, apoi fac la fel cu mâinile și cu picioarele. Ah, arată bine! Jasmine, trebuie să vezi ceva! Ursulica o să fie cu tine fiecare noapte! Wow! Ursulica, te-ai întors! Îmbrățișează-mă! Mi-a fost dor de tine! E adorabilă! Oh, e timpul să mă culc! Vise plăcute, scumpo! Mi-a fost dor de tine! Serios? Ce drăguț! M-am gândit toată ziua la tine! Ești totul pentru mine! Ce romantic ești! Nu vreau să fiu niciodată departe de tine! Și eu simt la fel! Mă faci atât de fericită! Sărută-mă! Bleah, scârbos! Treaba asta e mai importantă!
Wednesday are probleme serioase! Aduceți-o la mine! Plătesc bine! Cât despre voi doi, porumbeilor, sunt cu ochii pe voi! Zice ea asta, dar nu ne poate schimba sentimentele! Unde rămăsesem? Cred că urma să mă săruți! Wednesday știe să strice un astfel de moment, dar suntem doar noi doi, exact cum îmi place! Mereu spui cele mai drăguțe chestii, să nu mai pierdem timpul! Parcă-mi citești gândurile! Vino încoace! Ah, ignor asta! Șerpi! Scuze, ar fi trebuit să-ți spun! Sper că n-a văzut nimeni asta! Poate fi micul nostru secret! Am o reputație de păstrat! Aha! Ah, ești adorabilă! Aha! Hai să terminăm sărutul ăla! Stai puțin! Ce-i aia? Vezi și tu asta, nu? Nu mă băgați în seamă! Aha! Prietena ta s-a defectat! Nu vezi așa ceva la ordinea zilei? Frate, nu o să mai primești sărutul ăla! Bună mâna! Ce mai faci? A, eu mă uit la zugravul ăla! E ceva relaxant în legătură cu el, dar e și un prilej de distracție! Știi ce să faci? Trebuie să te miști rapid, să nu te vadă! Așa, aruncă spre el portofelul! Ai grijă să-l vadă! A? Ce-a fost asta? Opa, un portofel? Cred că e ziua mea norocoasă! O să-l iau! Hei, vino înapoi! Ce ciudat! O să mai încerc chiar! Ah, cât pe ce! N-ai cum să scapi de mine așa ușor! Nu te mișca! Credeam că l-am prins acum! Nu-ți fie teamă, portofelule, sunt prietenul tău! În sfârșit a plecat! Acum începe adevărata distracție! Trebuie să încălzesc vopseaua! L-am prins! A meritat efortul! Oh! Vreau să se usuce! Încă puțin! Gata! Sunt o artistă cu uscătorul de păr, dar mai sunt multe de făcut! O să scot vopseaua din găleată, o să pun dozele astea de suc înăuntru, trebuie să pară ceva real! Ele vor ajuta la susținerea vopselei, nu vreau să se lase la fund, mai pun câteva! Ok, cred că sunt destule! Pun vopseaua la loc! Șt! Ah, ce-s diminunată! Oare o fi terminat zugravul? Mă duc să-l verific! Aici erai! Oh, ce faci? Nu e gata! Nu mai găsești muncitori în ziua de azi! Ia pensul asta și... Poftim! Exact cum am plănuit! Hei! Stai! Întoarce-te imediat! Hei! Unde pleci? Nu fugi de mine! Mâna? Ești acolo? Intru! Nu-ți face griji, nu m-a văzut nimeni! Unde ești? Ce farsă aș putea să-i fac directoarei? O să mă gândesc! Vreau ceva ca lumea! Sunt multe chestii utile aici! E dificil! Mâna, unde ești? Am nevoie de ajutorul tău! Oh, aia s-a mișcat? Ah, aici erai! Te-ai gândit la vreo farsă bună? Sunt în pană de idei! Huh? Ce e? Aici? Ok, tu te pricep mai bine ca mine! Stai! Poți fugi, dar nu te poți ascunde! Știam eu că o să te găsesc până la urmă! Ai probleme mari, Wednesday Adams! Ah, da? E nasol! Nu vreau să se întâmple asta! Stai puțin! Știu ce să fac! Îmi trebuie cablurile astea! O să le pun pe clanță! Cred că o să așteptăm! Poți fugi, dar nu te poți ascunde! Ce m-aș face fără tine? Suntem o echipă grozavă! Bate palma! Hai să o ștergem de aici! Wednesday? Unde ești? Arată-te! Promit că o să fiu blândă cu tine! Așa înrăutățești situația! Stai să vezi când o să o prind pe fata asta! Și chiar o să o prind! Ce acadea bună! Cred că merită o gustare! E greu să-i faci farse directoarei! Ah, salut mâna! Vine încoace! Trebuie să mă ascund! Nu e ok aici! Wednesday! Ieși! Ieși de oriunde te afla! Trebuie să fac ceva! Huh? Ce să fac cu asta? Ah, am înțeles! Trebuie să ne mișcăm rapid! Știu că e pe aproape! O simt! Credeam că e aici! Se pare că m-am înșelat! Arăt bine!
Dar chiar eu o acadea bună. Ar trebui să mai cumpăr. O să mă asigur că elevii știu că nu sunt permise dulciurile la școală. Îmi face plăcere să le stric distracția. Dacă toți sunt aici, când îți vine să faci, trebuie să faci. M-am ținut toată ziua. O să iasă urât. Haide! N-ar fi trebuit să mănânc sushi din benzinărie! Aoleu! Mirosul? Uf! În sfârșit s-a terminat! Sunt atât de slăbită! Mă simt mai ușoară! Dar nu v-aș recomanda să mergeți în toaleta aia! Mă bucur că nu a auzit nimeni asta! Port mănuși! Nu trebuie să mă spăl pe mâini! O să mă întorc la lucru! Stai așa! Aia e o acadea? De unde a apărut asta? Există o singură explicație! Extratereștri sau Wednesday? Vai! A fost cât pe ce, dar măcar nu m-a văzut. Femeia aia are nevoie de niște fibre în alimentație. Nu mi-a venit să cred. Serios, au fost nevoiți să închidă toaletele. Pe bune? Au trebuit să poarte costume de protecție. Mă bucur că n-am fost acolo. Ce se întâmplă? Nimic, sincer. Stați! Ăsta nu e laboratorul de științe? Unde-i Wednesday? A plecat? Wow! Ia uitați! Wednesday? În carne și oase. Și-am adus dulciuri. Serviți-vă! Wow, ce bine arată! Ce mai așteptăm? Dă-mi! Dați-vă de aici! O să plouă cu dulciuri! Woohoo! Ești cea mai tare! Știu! Să-i lăsați ceva și lui mână! Îi plac bezelele! Se supără dacă nu mai rămân deloc! Ești ok, Miles? Am o bubă la deget! Uite! Ce curajos ești! Știu! Ce frumos! Ne-am distrat de minune împreună! Ok! Stai liniștit! Rezolvi imediat! Asta o să-l înveselească pe Miles! I-am adus dulciurile preferate! Abia aștept să văd ce față face! O să fie super surprins! E rândul meu! Abia aștept! Hei, mă poți ajuta? Ești următorul pacient? Așteaptă aici! Avem o regulă în spitalul ăsta! Și e foarte simplă! Nu ai voie să intri cu dulciuri! Nu, frate! N-am dulciuri la mine! Ești sigur? O să le găsesc! Sunt insistent! Arăt ca și cum mănânc dulciuri! Prefer smoothie-urile proteice! Vezi? Nu am dulciuri la mine! Ce mușchi frumoși ai! Încordează-te puțin! Aha! Dulciuri! Eram sigur! Pleacă de aici! Sigur că da! Wow! Nu-mi plac deloc dulciurile! Oh, nu! O să mă prindă! Sigur o să mă prindă! Dezgustător! Hai! N-am toată ziua la dispoziție! Următorul! Oh, nu! Oh, nu! Următorul! Ce-a pățit? Nu mai contează! Vai! Ce intens a fost! E înfricoșător! Stai puțin! Cred că știu ce pot face! Cred că o să funcționeze! Te-ai întors! Stai puțin! Am nevoie de afișele împotriva dulciurilor! Nu ai dulciuri la tine, nu? În niciun caz! O să aflăm imediat! Nu te mișca! E obligatoriu să faceți asta? E cam rece! Ați terminat? Îți bate inima cam tare! Pare că ascunzi ceva! Dar ce? Ia să te analizez! Ok, până acum e bine. Totul pare normal. Stai așa, ce-i asta? Ce fustă tropicală! Îmi place? Deci spune-ai adevărul. Poți intra! Da, serios? Piu! Mi-ar sta super în fusta aia. Voila! Julie, nu înțeleg ce mi-arăți. Uite, asta nu e o fustă obișnuită. Wow, dă-mi coace. Delicioasă. Ce fericit sunt. Am adus destule. Wow, ești cea mai tare, Julie. E delicios. O nouă zi de școală perfectă. Hei, scuze de întârziere. De ce vă uitați la mine? Ce e aia? E cumva o acadea?
Da, cu aroma de căpșuni. Ce faceți? Dă-mi coace! Foarte amuzant! Stai, vorbiți serios? Nu, opriți-vă! Dă-mi acadeaua, o vreau imediat! Dă-i drumul! Nu vreau! A dispărut? E un vrăjitor! Hei, nu ai voie cu dulciuri la ore! Despre ce vorbiți? Credeam că semnul e la mișto. Și oricum n-am dulciuri la mine. Ia să vedem! Știu că ascunzi ceva! Unde e? Nu te mai opune! Bomboanele mele dulci! Nu e frumos! Ce rău sunteți! Da, sunt! Știi regulile! Sunt doar ale mele! Poate altădată ai mai mult noroc! Ce se întâmplă aici? Cred că stai pe scaunul meu! Ridică-te imediat! Iar am fost prins! A meritat să încerc! Poftim! Nu uiți nimic? Corect! Trebuie să fug! Toaletele alea nu se curăță singure, dar iau astea cu mine! Le merit din plin! Ne mai vedem! Incredibil! E a patra oară pe săptămâna asta! Începem? Ce s-a întâmplat? Nu înțeleg nimic! Mor de foame! Aș vrea o gustare! Așa! Hai să începem lecția! Asta e prima problemă! Crezi că știi răspunsul? E grea? Stai așa, creta aia! Stai, știu! Am degătit ceva! O să pun niște ciocolată într-un ibric, apoi o să dau focul mai tare! Vreau să topesc ciocolata! Ce delicios arată! Acum o să bag într-o seringă! Așa o să-mi fie mult mai ușor! Vreau să o bag într-un pai! Așa! Funcționează! Încă puțin, ajunge! Acum o să aștept să se întărească! Am așteptat suficient! O să tai paiul pe lungime! Ce catăr ascuțit! Încetişor, acum pot desface paiul! Wow, am obținut un băț de ciocolată! Arată ca o bucată de cretă! Nu cred că bucata asta mai poate fi folosită! Credeam că mai am cretă! Uite acolo! Ce bine miroase! Am nevoie de asta! Stai, poftim? Nu cred că ar trebui să faceți asta! E perfectă! Nu pot scrie cu ea! Oare de ce? Stai puțin! E cumva ciocolată? Wow! E bună! Mai vreau! M-aș putea obișnui cu așa ceva! Ce-i asta? Ar trebui să fie o emisiune distractivă? Sper că vă place magia! Pac! Un trandafir pentru domnișoara! Interesant, nu-i așa? Ce plictisitor! Mi se face somn! Asta e momentul! Nu trebuie să fac zgomot! Ca să nu-l trezesc pe tata! Doarme ca un bebeluș! Ce fermoar zgomotos! Piu! Aproape l-am deschis! Gumă de mestecat! Preferata mea! Ups! Unde a dispărut? Psst, aici sunt! Cred că mi s-a părut! O să mestec niște gumă! E cineva acolo? De unde a apărut ăsta? Sunt super dezamăgit! Dă-o încoace! Nu vreau! Stai! E mai ușor așa! Nu! Hoțule! De ce-o fi așa bună? Ea mea! Nu, era a ta! Ia să văd! E fructată! Nu e rea! Stai așa! Wow, ce aromată e! Îmi place la nebunie! O mestecă pe toată? Cum e posibil? Stai puțin! Ce convenabil! Ce somn mi s-a făcut! Pac! Wow! Habar n-am cum am făcut asta! Dar nu vreau să mă vadă tata! Wow! Ce bine arată! Ce lungă e! Ciudat! Ce aproape e! Care-i faza? Stai puțin! Nu ai voie! Dă-o încoace! Ce aproape am fost! Mai vreau! Oare asta ce aromă are? E distractiv! Aș putea face asta toată ziua! Ce bună e! Ce enervant e! Mi-a mai rămas una! Nu vreau să o pierd și pe asta! Stai! Știu ce pot face! Trebuie să aștept momentul perfect! O să fac un balon!
cel mai mare balon din lume! Oh, s-a lipit peste tot! Acum, ăsta e momentul! O să bag guma în suportul de scotch! Ce faci aici? N-ai altă gumă de mestecat, nu? Nu, în niciun caz! Vezi? Nu am nimic în sertar! Nici o gumă! Ce e aia? E planta mea! E gol! Ți-am spus! Mi-ai spus adevărul, deci! Ok! Piu, în sfârșit a plecat! Abia aștept să gust! Asta e suficientă! Mmm, a meritat așteptarea! E delicioasă! Ar trebui să-mi fac temele! Cartea asta n-are nicio logică! Parcă ar fi în altă limbă! Bun, mama a plecat! Sunt bune și cărțile la ceva! Stai! Am auzit cumva o pungă pășnind? Ah, mănâncă asta mai bine! Serios? Da, n-ai voie cu bomboane în casă! Ce grețoasă e! Gâh! Din fericire, sunt mereu pregătit! Ce zici? Sunt pasionat de plante! Am păcălit-o! Asta e ascunzătoarea mea secretă! O să bag salata aici! Cine mănâncă așa ceva? Ce n-ai? Miles! Replantam floarea! Arată bine! Mă bucur că ai un hobby! Nu mai reușesc să mănânc bomboana! Mama vede tot! Știu! Era să uit! Batonul meu cu ciocolată preferat! Ce frumos e! Ce prăpuit e! Nu! Lasă batonul ăla jos! Te-am prins! Nu! Stai! Nu e o frunză de salată! Ups. N-ai voie să mănânci dulciuri! Vorbesc serios! Bine, o să mănânc salata! Așa da! Ce băiat cu minte! Ce oribilă e! Nu sunt iepure! Măcar pot să mă joc cu ăsta! Atenție! Stai puțin! Mi-a venit o idee! Să trecem la treabă! O să scot capacul de la yo-yo! Fix așa! Apoi o să-l umplu cu bomboane! E ascunzătoarea perfectă! L-am umplut! Acum pot pune capacul la loc! Intră ușor! Ce faci acolo? Ei, mama! Mă antrenez cu ăsta! Ah, corect! O să devii profesionist într-o zi! Am încredere în tine! Insistă, puiule! Ha, am păcălit-o! Cred că merit ceva bun! Ce bune sunt bomboanele! Mi-a fost dor de voi! Wow, ce bună e! Ha, da, asta trebuie aruncată la gunoi! Interesant! Înțeleg! E atât de isteț și drăguț! Bună! Ăsta e pentru tine! Poate vrei să mă suni? Ce? Pe bune? Cred că o să te refuz. Poftim? S-a întâmplat ceva? Se crede atât de specială cu machiajul ei? Nu e corect! Nici nu ai voie să te machiezi! Cred că am pregătit totul pentru oră! O să fie o lecție intensă! Au! Aveți grijă! Vezi pe unde mergi! Uite ce ai făcut! A fost un accident! Scuze! Copiii din ziua de azi! Ce sunt ăștia? Nu sunt banii mei, dar sunt acum! Luați-vă limonadă și dulciuri de aici! Bună, cu ce te pot servi? Îmi dai o ciocolățică, te rog! Sigur, dar nu e gratis! Ah, da, normal! Stai puțin, cred că mi-au căzut banii! Ziua asta devine și mai nasoală! Fără bani, fără ciocolățică, scuze, o să pleci! De ce mi se întâmplă mereu asta? Trebuie să mă relaxez! Hei, ce faci? Sper că o să strângi toate chestiile alea! O să se supere mama dacă e dezordine în cameră! Stai puțin, cred că mi-a venit o idee! Da! Cred că o să meargă! O să împrumut chestiile astea! O să tai forma piciorului din burete! Alternez culorile și pun formele una peste cealaltă! O să lipesc fiecare strat! Am nevoie de pistolul meu de lipit! O să pun lipici pe stratul de deasupra! Vreau să-l acopăr complet! Aștept să se întărească lipiciul! Apoi fac o tăietură în partea laterală a straturilor! Am golit zona și am atașat o cutie! Este locul ideal de depozitare pentru banii mei! Adică nu o să-i mai pierd iar! Atentos! Sper că ai bani de data asta! Stai liniștită! E totul ok! Îl iau acum! Verdele e culoarea mea preferată! Poftim ciocolățica!
Nu sunt niciodată suficiente reguli. Copiii ăștia au nevoie de disciplină, mai ales Mindy. Bună ziua! Nu, stai departe! Devin stresată în preajma ta. Am ceva pentru dumneavoastră. E felul meu de a-mi cere scuze. Sper că vă plac dulciurile. Uitați! Serios? Pentru mine? Poate că nu ești atât de rea. Ar trebui să mergem undeva mai târziu. Oh, hei, m-am întors. Ups. Ce șlapi frumoși, Mindy. Super colorați. Chiar arată bine. Nu sunt doar niște simpli șlapi. Priviți. Îmi țin tot ce-mi trebuie aici. Inclusiv luciul meu de buze. Nu știi niciodată când îți trebuie. Asta e nuanța mea preferată. Arăți bine, Mindy. Oh, ce drăguț. Serios? Ai treabă mai târziu? Am putea să vedem un film. Mi-ar face plăcere. Ai numărul meu, nu-i așa? Wow, lecția asta e fascinantă. Vedeți, elevi, e atât de simplu. Chiar e? Ah, e Wendy. Ce faci, Tocilaro? Nu pot să cred că trebuie să stăm împreună. Mă rog. Deschideți-vă cărțile la pagina 14. Urăsc ora asta. Cred că e timpul să ronțăi ceva. Ador ciocolata. O să savurez. Ce faci? Știi că nu ai voie să mănânci la oră. Mi-e foame. Oh, da, ce bună e. Nu-mi vine să cred ce văd. Ce se întâmplă? Ia mănâncă ce-o... Stați! Știu ce-am văzut. Fiți cu ochii pe ea, e și reată. Nu-i amuzant, Wendy? Ce ciudat! Poate că am avut vedenii. Acum e șansa mea. Am păstrat chipsurile astea. Oh, serios? Faci mișto de mine? Ce bine arată! Sunt delicioase! E nebunie curată! Spuneți-mi că vedeți asta! Ce mai acum? Ia, adică mai devreme? Ce? E ridicol! Sunt dezamăgită, Wendy! Nu mă mai întrerupe! De acord! Continuați! Eu o să-mi fac un sandwich! Ai zis... Ce? Cum face asta? Nu pricep! În fine, totuși, dacă Mindy face asta, presupun că pot să ronțăi și eu ceva! Știu că am o ciocolățică aici! Am găsit-o! Ce crezi că faci? Mâncarea nu e permisă! E doar o ciocolățică, Mindy! Știu ce zic! Nu mai întrerupe ora! Nu e corect! Nu știu cum faci asta! Șt! Încerc să învăț! Am plecat de aici! Nu se poate! Ador smoothie-urile proaspete! Poftim! E o glumă proastă! Nu e corect! Respira! Nu se termină aici! O să aștept! Ah, ce răcoritor a fost! Ce urmează? S-a terminat ora! Trebuie să-mi strâng lucrurile! E timpul să plec! Oare ce mâncăm la prânz? Mi-e super foame! Uite-o! Să înceapă distracția! Sunt perfecte astea! Nu te grăbi! Ce s-a întâmplat acolo? Cum de nu te-a văzut? Adică era atât de multă mâncare! Încetează! Ok, nu mă așteptam la asta! Ce? Ce e? De ce te hulbezi așa la mine? Ia astea și pune-ți ochelarii mei! Ce se întâmplă acum? E perfect! Le iau înapoi pe astea! Îmi trebuie ăsta! Nu te mișca! Ok, vino cu mine! Ia loc! Ești sigură? Crede-mă, o să meargă! Arată ca niște coșuri! Dar sunt comestibile! Exact ce-mi trebuia! Ce bun e! Știam eu că o să-ți placă! Vezi, nu e chiar atât de rău să stăm una lângă alta! Profesoara! Începem! Mersi, Mindy, ești cea mai tare! E ziua lui Wendy azi! Uite-o! Bună, Mindy! De ce porți un coif? La mulți ani! Ăsta e pentru... Trebuie să mergem la oră! Ai văzut filmul ăla de seară? Stai! Și apoi au intrat în casa bântuită? Cum să faci asta? O să bag pachetul în ghiozdanul lui Wendy! A fost înfricoșător! Am avut coșmaruri!
Potoliți-vă, fetelor! Avem multă materie de parcurs! Să începem! Wendy! Ce e? Deschide-ți ghiozdanul! Ghiozdanul meu? Uită-te în ghiozdanul tău! Rapid! E ceva acolo! Serios? Bine, o fac eu! Dă-mi-o la! Uită-te înăuntru! Wow! Mi-ai luat un cadou? Nu trebuia! Mersi mult! Știu că sunt preferații tăi! Îi ador! Aia sunt! Biscuiți? Știi că nu se mănâncă și nu se bea la oră! Dă-i încoace! Dar sunt un cadou! Putem să-i împărțim! E cea mai nasoală zi de naștere! Nu fi tristă, e ok! Delicios! Trebuie să-mi cumpăr un pachet pentru mai târziu! Îi mănâncă în fața noastră? Poate că am o soluție! Am și eu o rezervă de biscuiți pentru urgențe! Poftim? Ce faci? Șt! Calmează-te! Ia uite! Îmi mai trebuie ceva! Elasticul ăsta de păr e perfect! Ce? Nu pricep! Lasă-te pe spate! O să-ți pun biscuitul sub fustă! Și o să înfășor elasticul de păr în jurul lui! Așa o să stea fix! O să fac asta pe toată fusta! Arată ca un detaliu la modă! Așa, gata! Ce zici? Wow! E super! Profesoara nu o să bănuiască nimic! Liniște, fetelor! Cred că e timpul să ronțăi ceva! O să desfac elasticul! Și pot să mănânc un biscuit! Ce-a fost asta? Sunt cu ochii pe voi! Știam eu că o să meargă! Hei, cred că meriți o gustare! Mersi, draga mea! Ziua asta nu se mai termină odată! Bună! Am venit la sală! Super! Nu uita de regulile noastre! Nu ai voie cu alimente și băuturi! Trebuie să-ți verific geanta! Noi bai! Sigur va fi totul în regulă! N-o să dureze mult! Ups! Ce-s astea? Bomboane? Serios? E pungă mică! Nu putem negocia! Dispar de aici! Pare că am exagerat! Stai așa! Oare? Mi-a venit o idee apropo de sertarul ăla! Cred că o să funcționeze! Mă întorc imediat! Da, asta spuneți toți! Încep cu unul dintre papucii mei sport și cu un cutter o să fac o găurică în papuc. Apoi am nevoie de o cutie de chibrituri. O să o golesc și o să o bag în gaură. Se potrivește perfect! O să umplu cutia cu bomboane. Nimeni nu o să-și dea seama ce-am făcut. Dispar de aici! Verificăm geanta odată. Wow, ce tupeu au unii oameni! Dacă găsesc chiar dulciuri, o să fiu un chem de nervi. Nu, nu ai nimic interzis. Ce jenant! Poftim cheia de la dulăpior, spor la spor. Mersi! O să încep cu niște întinderi. Ce bine e! Vine cineva! Nu cred că mă vede nimeni. Vreau o bomboană! Mi s-a făcut foame de la atâta mișcare. Merit ceva bun. Ce delicioasă e! Unde rămăsesem? Ce mesaj drăguț mi-a trimis Brian! Nu! Asta un test! Da-mi telefonul! Și ala? Serios? Nu vreau să-i dau telefonul meu! Luați-l! Telefonul meu e prea important! Ce se aude? Hei, fetiță, am nevoie de cutia ta de suc! Îmi cer scuze! Dar, era al meu! Vremurile disperate necesită măsuri disperate! Sper să funcționeze! O să golesc sucul, apoi o să fac o gaură în cutie! Am pus scotch dublu adeziv pe husa telefonului, ca să-mi lipesc telefonul de cutie pe interior! Apoi am nevoie de un pai de băut! O să-l bag în cutie! Și e gata! Scuze de întârziere! Stai jos, Elsa! Mor de sete! Ce bine că am cutia asta de suc! Nimeni nu bănuiește nimic! Pot folosi telefonul ca să aflu răspunsurile! Dar nu trebuie să mă vadă nimeni! Ar trebui să iau nota 10 la șiretenie! Merge bine! Și am terminat! Mi s-a făcut sete! Sigur iau notă de trecere la test! Sunt genială! Ce noapte! Petrecerea asta e intensă! Hei, stai pe loc! Chiar trebuie să facem asta? Hei, regulile trebuie respectate! Nu se intră cu produse de contrabandă! Ce-i asta? Eram sigură! Care-i faza? N-ai voie cu mâncare și băutură!
N-am văzut semnul ăla. Trebuie să plec. Ești bine? Stai să te ajut. Sunt bine, nu? Oh, bună! Ce drăguță ești! Mi-ai dat o idee. Ne mai vedem, poate. Așa sper. Stai puțin. Oh, ce de coșuri. Trebuie să-ți verific poșeta. Sigur că da. Îmi poți recomanda cumva o soluție de curățare facială? Nu, eu am tenul perfect. Nu ai nimic interzis. Poți intra. Sunt gata de distracție. Pa, pa! Wow, ce față avea fata asta. Am reușit. Acum le pot dezlipi. Sunt delicioase. Hei, ne-am reîntâlnit. Da, n-ai nicio șansă. Am atât de multe de învățat. De ce nu vezi deloc? Ba, învăț, îmi analizez telefonul. N-am timp de asta. Ce mai trebuie să știu? E prea mult. Nu știu ce să fac. Elsa, de ce ești atât de relaxată? Nu înțeleg. Calmează-te. Să mă calmez? Testul e mâine? Știu. Trebuie să luăm notă de trecere. Situația e sub control. Am un plan imbatabil. O să intru pe furiș în școală la noapte. Când știu că nu mă vede nimeni, o să trec la treabă. O să am toate cele necesare. Bandă adezivă și o copiuță. Apoi o să trec la treabă. O să-mi lipesc o carioca sub birou. Trebuie lipită bine. Nu vreau să cadă în timpul testului. Apoi o să bag copiuța sub ea. Când am nevoie de un răspuns, o să scot. Și așa o să iau 10. E crima perfectă. Și apoi o să fug repejor. Ce s-ar putea întâmpla? Pot să te ajut la fel și pe tine? Nu, nu vreau. Bine, atunci chinuie-te să înveți. Bau! Pa, fraiero! Abia aștept testul ăsta. Nu! Ăla-i biraul meu! Baftă, o să ai nevoie de mult noroc. Dar se pare că o să iau nota 4. Ce de alegeri! Bunico, bună, hai să mergem. Stai puțin, vreau să iau ceva bun cu mine. Nu, nu luăm asta cu noi. Vai, mă doare inima. Acum o să înceapă să plângă. Ia borcanul, Elsa. Hai să mergem, o să pierdem începutul filmului. Bună, sper că n-am întârziat. Ați ajuns la fix, dar trebuie să vă verific poșetele. Sigur că da. Hei, ce-i ăsta? Nu se poate! Ce faceți cu ăsta? Nu puteți intra cu mâncare sau băutură. Dă-l încoace! Ce forțoasă ești, mamaie! Dă-le înapoi, amice! Nu mă bate! Îmi cer scuze! Ce bătrânică înspăimântătoare! Mereu face asta, bunico! Și abia așteptam să văd filmul ăla. Îmi pare rău, scumpa mea, dar am o idee! Dă-mi sandalele tale! Ce faci acolo? Sunt perfecte! Ce faci cu ele? O să intrăm noi cumva cu borcanul ăsta la film. Mai întâi o să rup tocul unei sandale. Apoi o să lipesc borcanul de talpă. O să folosesc lipici fierbinte. O să aștept să se usuce lipiciul. Și acum pot fi purtate. Iar a făcut faza aia, mama. Hai, ce mai aștept? Sunt sandalele mele? Nu vrem să întârziem, mai repede, mai repede! Stați așa! Nu avem mâncare la noi, verificăm poșeta. Vrem doar să vedem filmul. Îmi place să ies în oraș. Chiar e nevoie să insiști atât? Ia mâna de pe ea! Vrei să dansăm? Wow, bunica se pricepe! Am simțit ceva între noi de când ne-am văzut prima dată. A funcționat! Acum e timpul pentru o gustare. O să mă descalț rapid. Ce idee genială! Abia aștept. Miroase bine. Am venit pregătită. Îmi lasă gura apă. E delicios. Apoi o să pun capacul la loc. Wow! Abia aștept să-ți fac cunoștință cu mama. Începe filmul. Trebuie să intru. Sper să-i placă Elsei. Ia să vedem. Ce-i asta? O surpriză? Serios? Pentru mine? Da, uite! Nu, ce faci? Nu vezi semnele din jur? Ok, relaxează-te. Voiam să-ți fac un cadou. O să încerc altă abordare. Asta o să-i placă sigur. Dar am nevoie de forma asta de biscuiți.
Am niște geleuri delicioase în cutie. Au mărimea perfectă, dar trebuie să arate mai romantic. De asta am nevoie de forma de biscuiți. O să păstrez resturile pentru mine. Acum o să le scot cu atenție din formă. Arată bine, dar n-am terminat. O să le înfig într-un pix. Am obținut o acadea delicioasă și e super drăguță. Hei, Elsa! Ce mai vrei? Asta e pentru tine! Stai! E o acadea cumva? Da! Sper să nu mă vadă profa! Ce bine arată! E delicioasă! Mulțumesc foarte mult! Dar nu mai spune nimănui! O să fie secretul nostru! Delicios și practic! Wow, ce util e! Deci, mă suni mai târziu? Super! Eram sigur că o să funcționeze! Hai, frate, mi-e atât de foame, dar sunt captivă în camera asta stupida pedepselor! Am întârziat ca o fraieră și am fost pedepsită pentru asta! Bun, gata! Trebuie să mănânc ceva chiar acum! Am pachetul ăsta de biscuiți! Trebuie să fie ceva de mâncat aici! Sunt bune și firimiturile! Hai, intrați la mine în gură! Stai, s-au terminat? La naiba! Trebuie să fie și altceva de ronțăit! Coadă în spate? Da, știam eu! Aveam o bomboană agățată în spate! Oh, da! E fix ce-mi trebuia! Eh, a fost bună, dar tot mi-e foame! Domnule? Alo? Domnule profesor? Pot să mă duc la baie? Un mare nu! Ești aici ca să-ți izbăvești pedeapsa! Dar am făcut-o! Uitați câte rânduri am scris! Nu sunt suficiente! Scrie în continuare! Nu pot să cred că stă acolo și mă urmărește! Ah, nu-i atent! Acum e șansa mea să dau un telefon scurt! David, sunt captivă în camera pedepselor și mor de foame! Am nevoie de ajutorul tău! Serios? Vrei să văd dacă pot să fac ceva? Huh? Hei, e timpul să furișez niște gustări! Ok, să vedem! Profesorul stă la catedră! Vai de mine! Nu se poate! E David! Sunt aici! Bună, Madison! Te rezolv eu! Așteaptă puțin! Ok, am skateboardul ăsta! E timpul să-l aranjez cu niște gustări! Trebuie doar să pun niște bandă adezivă pe pungile astea și să le lipesc pe placă! Apoi umplu skateboardul cu toate bunătățile astea! Acum trebuie să-i livrez lui Madison ca să nu mai moară de foame! Ia uite ce minunăție! Sunt un geniu! Ok, trebuie să-l pun pe jos și să-l trimit! Vai de mine! Îmi trimite skateboardul lui! L-am primit! Acum hai să vedem ce mi-a trimis! Da! Chiar a reușit! Uite ce de ronțăiel grozave! Vai de mine, miros atât de bine! Da! Nici măcar n-a observat! Bună! Uite biletul meu digital pentru film! Totul pare în regulă! Intră, vizionare plăcută! Bună! Am venit la film! Ăsta e biletul meu pentru film! Dar trebuie să văd ce e în geanta ta! Vorbești serios? Ok, poftim, ocolesc! Gata, doar pe astea le-am la mine! Poftim? Uite ce de dulciuri! Clar o să le confisc! Ești o răutate! Ah, eu doar îmi fac treaba! Hai, frate! Tipul ăla de la pază nu glumește când caută mâncarea! Poate merge să fac ceva în legătură cu asta, totuși! Da, normal! Pot să-mi folosesc produsele de machiaj! Ele sunt mereu soluția! Ok, mai întâi trebuie să scap de luciul de buze! Și acum mi-am luat cutia de suc! Clar o să am nevoie de suc! Așa că o să scot un pic de suc cu seringa asta! Ok, cred că e destul suc! Acum pot să-l pun în recipientul luciului de buze! Trebuie să umplu chestia asta cât de mult pot! Gata! Și acum pot să-i pun la loc capacul! Trebuie să-l închid bine! Nu vreau să-mi curgă în geantă! Bun, e imposibil să-și dea seama că ăsta nu e un produs de machiaj! Uite, pot să mi-l aplic pe buze și e delicios! Bun, e timpul să văd filmul ăsta! A, stai! Știu că o să vrei să te uiți în poșeta mea! Stai liniștit, o să scot totul ca să vezi! Da, aveam niște ronțăieli, pot să le iei pe toate! La gunoi cu ele, pa, pa! A, dar astea sunt farturile mele! Pot să le păstrez, da? Am nevoie de ăsta ca să-mi hidratez buzele! Chiar nu-mi pasă de produsele tale de machiaj! Intră! Grozav, mersi! O seară plăcută! Ha, ce întâlnire dubioasă! Da, am reușit să intru în cinema cu sucul meu! Apropo, chiar am nevoie de o gură acum! Stai pe loc! Regula petrecerii e că mâncarea și băutura sunt interzise! Oh, nu! Tocmai l-a gunit pe tipul ăla din cauza mâncării!
Dar eu ce fac cu geleurile mele? Am nevoie de ele! O să le mănânc pe toate chiar acum! Mmm, ce bune sunt! Ah, pot să ascund câteva aici, pe sub mână și în șosete! Ok, ar trebui să meargă, e timpul să mă duc la petrecerea aia! Hmm, să vedem! Ai ceva de mâncat sau de băut la tine? Faci mișto de mine? Îți văd geleurile! Geleuri? Asta fac parte din ținuta mea, wow! Hai, pleacă de aici! Of, de ce nu m-a crezut? Hei, stai puțin, poate ghirlanda asta chiar mă va ajuta totuși. Ok, o să încep prin a tăia ghirlanda aici. Gata, și acum pot să o dezmembrez. Adio, florilor! Așa, asta e ultima. Acum am șnurul ghirlandei. O să-l întind ca să fie lung și drept. Și acum evident că e timpul să punem geleurile. O să le aliniez pe șnur așa. Da, și acum pot să repet treaba asta de-a lungul șnurului. Ia uite ce de geleuri! Delicioase! E timpul să îndoi capetele astea. Trebuie să arate ca niște panglici care atârnă cât de cât pe șnur. Ok, hai să mai adăugăm câteva. Geleurile sunt cele mai bune. Și apoi evident că trebuie să pun florile la loc, ca să arate ca o ghirlandă. Sunt și frumușele. Ok, mi se pare că arată super bine. Ia să văd. Da, a devenit o fustă tare simpatică. Sunt atât de isteață. Hei, pot să mă duc la petrecere acum? Hmm, tu ești fata de mai devreme. Stai să te privesc mai atent. Ok, arăți grozav. Dar mai întâi, limbo! Ura! Treci pe dedesubt! Hai că poți! Ura! A fost distractiv! Oh, Doamne! A fost atât de greu! Am nevoie de niște geleuri ca să-mi recapăt energia! Habar n-are! Delicioase! Și acum am energie ca să petrec toată noaptea! Petrec, petrec, petrec! Bun! Ceaiul ăsta o să fie grozav! Oh, în timp ce aștept să se infuzeze... Hei, David! Ce e? Vreau și eu ceva de băut, te rog! Ah, ok, sigur! Oh, e un mix de ciocolată caldă aici! Bun, dulciuri! Dulciurile sunt cele mai tari! Da, stai să scot chestia asta! Hei, ce naiba? Ai mâncat toate dulciurile! Haide, dă-mi-o pe aia imediat! Vorbesc serios! Dă-mi chestia aia chiar în momentul ăsta! Nu glumesc! Of, sunt atât de supărat pe tine acum! Dar ciocolățica! Of, fie, ia-o înapoi dacă înseamnă atât de mult pentru tine! Mersi, David! Grozav! Acum nu mai am nimic dulce de mâncat! Ok, nu o văd pe nicăieri, pot să mă furișez aici! Și acum o să-mi iau punga cu râme din geleu pe care am ascuns-o aici! Da! Ador geleurile! Sunt preferatele mele! Bună, David! Îmi dai și mie niște râme din geleu? Te rog! Of, ia toată punga atunci! A luat-o! Dar asta făcea parte din planul meu! Pentru că în timp ce le mănâncă ea pe alea, eu am o rezervă și mai secretă! Am luat un tub de paste de dinți și am scos-o pe toată! Oh, uite-te la gelul ăla! Ok, tubul e gol, o să arunc pasta de dinți! Și acum o să-mi aduc râmele din geleu! O să le bag în tub! În cap, perfect! Acum o să pun capacul la loc ca să finalizez camuflarea! Și acum când vreau să mănânc o râmă din geleu, am una pregătită! Da! Abia aștept să mestec geleul ăsta delicios! Ce bun e! Uf, brusc mi-e super foame! Stai! Creionul meu! Normal! Dacă e cumva ceva dulce? Da! O să-l rot pe tot! Ha? Ce face el acolo? David, termină! Ha? Ce e? Vrei și tu? Dacă vreau niște creion... Creion? Ah, da! Îmi imaginam doar că era ceva de mâncare! Ah, David, uite, stai să-ți arăt ce are diferit creionul meu. Am început cu niște ciocolată, evident, apoi am pus-o într-o lingură și mi-am luat uscătorul de păr. Era timpul să topesc ciocolata aia și apoi am avut nevoie de creionul meu. Gumele de șters se scot ușor. Am pus un mic tub în capătul creionului. Așa am putut să torn ciocolata topită. Oh, ia uite, arată atât de bine! Dar trebuie să se usuce și să se întărească. Ta-dam! O gumă de șters din ciocolată pe creionul meu. Ai fost atent? Sper că da! Poftim, poți să lei tu! Wow, mersi, Madison! Ești grozavă! Ce bună e! Chiar a venit la fix! David, nu! Oprește-te! Restul e doar un creion obișnuit! Ah, da, uitasem iar, scuze!